Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. Salutare YouTube! Astăzi am făcut ceva sau fac ceva ce nu recomand. Și anume, ieșitul pe motor în tricou și pantaloni scurți. Nu-i bine. Da, asta e ora 12. E o căldură infernală. Iar eu trebuie să mă duc la o înmormântare. Așa că asta e. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. Unii se căsătoresc, unii mor. Life. This is life. Pula mea, e greu să ții o bandă. Putem așa. O, frate, trebuie să merem pe două benzi, că așa e mersul. Suntem din Anglia. Am văzut dimineață un vlog al motorbike care se intitula De ce cazi motocicliștii? Și la sfârșit el spunea că na, dacă sunt doritori pot să dea și să-și dea și cu părerea despre motivele pentru care motocicliștii cad. Că motocicliștii nu știu să conducă. Nu înțeleg care e problema cu motorul, nu înțeleg care e fizica, nu înțeleg nimic. Am avut cine asta? Ce e? Avea trebuit să mă întâlnesc cu ăștia. Păi pe la 12 și un pic. Am fost acum o tură, nu erau acolo. Aba nu sunt, că înregistrez acum și povesti de ele, știi? Da. Poate că după, tu mai stai pe aici sau ce? Am înțeles. Na bine, ne auzim. Ce e? Ce e tu? Deci, revenind, da, motocicliștii nu știu să conducă. Din punctul meu de vedere, asta e principala cauză pentru care cazi. Dar nu înseamnă că eu n-am căzut. Evident, nici eu nu știu să conduc. Aici nu acuz pe nimeni și nu mă refer la nimeni, ci în mare parte facem toți greșeli pentru că la care nu prea avem acces cu gândirea și nici măcar nu încercăm prea des să le gândim. Ne grăbim, avem impresia că dacă avem motor suntem rosii sau ceva, ceea ce evident e fals, nu suntem nici rosii, nici altceva.
Și nu cred că îl vezi pe Rossi dându-se pe stradă cu speed-ul cum se dă pe, cum se dă pe pistă. Nu cred că se riscă. Dincolo de niște cauze contractuale pe care le au toți sportivii, și anume să nu se pună în situații de-astea care le poate cauza la sănătate, cum s-ar zice. Bine, cu excepția lui Raikkonen, care de obicei nu prea e interesat de astfel de cauze contractuale. Dar na. Dar asta e, Raikkonen e un caz aparte. Dar în principiu motocicliștii, nu doar de la noi, ci de pe tot locul, neavând un acces facil sau în cazul nostru neavând aproape deloc acces la o pistă, evident confundă drumul public cu pista. Drumul public nu-i pistă, uite-te cum arată. Drâng, plâng, nu știu ce. Argumentele lui Motorbike erau valide, adică uitați-vă după chestii pe jos, după nisip, după pete de ulei, după pete de motorină, după balegi. Astea sunt drumurile de la noi și să nu uităm și faptul că majoritatea șoferilor și participanților la trafic sunt niște cretini. La pe bune cretini. Cum l-aș văzut și pe ăla, nu știe să țină o bandă. Nu numai că nu știe să țină o bandă, dar nu știe să ia o curbă cum trebuie. Și tocmai acolo e problema în curbă. Pentru că tu vii, uite și pe ăștia. Tu vii frumos, vrei să iei o curbă, vrei să găsești apex-ul, evident te duci pe exterior și în momentul în care, să zicem, ești în apex, îl vezi pe ăla că vine cu patru roți pe banda ta, că el așa consideră că să ia o curbă, cu patru roți pe bandă, pe contrasens. Numai ce să faci, e clar că te sperii, e clar că reacțiile tale nu mai au o noimă și o logică și nu mai se întâmplă nimic cum trebuie. Și atunci, normal că pici sau te dezechilibrezi sau ce știu eu ce faci, că nu ai cum să anticipezi ce se poate întâmpla într-un caz de ăsta. Dar spun eu că lucruri bune nu, că n-au cum. Zic că te bagi. Atunci e oarecumva normal să mergi mai încet, să e normal să te sperie faptul că șoferii conduc cum conduc, e normal să ai. Până la urmă e normal și să ai reacții oarecumva greșite. Pentru că te sperii, vine cineva pe contrasens, se bagă peste tine, un tir. Da? Ai indiferent cine ar veni, și un motociclist să vină. Un impact frontal cu altcineva, cu orice altceva, și cu o mâtă și cu un câine, te dezechilibrează și cazi. Cu o mașină nici nu mai vorbesc. Rămâi implantat în ea și de acolo încolo Dumnezeu cu milă. Nu se face un acces corect la curbă și la cum se ia o curbă. Nu se pune frâna bine, nu se ajunge în apex ca să înclin motorul și să iei curba.
se frânează stresat și what the fuck. A, de-aia au venit ăla pe acolo, că știa de drumul ăsta prost, eu nu știam. Dacă nu ies două zile din casă, se întâmplă câte o chestie de-asta. Hai să-mi bat pula. A, uite-un drum. Și drumul ăsta poate să-ți apară așa, după o curbă. Tu ești șmecher natural, înclinat, pe curbă. Și îți apare o chestie de-asta în drum. Ce faci? Într-adevăr, vorba lui motorbike, încerci să lași motorul să aibă evoluția lui naturală, fizică. Dar în condițiile astea, toate mașinile o iau aiurea pe toată suprafața carosabilă și te trezești că te lovești de careva, că n-ai cum altfel. Și el de tine și uite așa. Vorba la motorbike, chestiile astea de pe drum, liniile albe, trecerile de pietoni, semnele astea de făcute pe aici, toate sunt alunecoase. Și nu numai în condițiile astea de ploaie sau nu știu ce, ci aproape în toate condițiile. Poți să derapezi, poți să, ce știu eu, o groază de chestii se pot întâmpla. Iar toate astea subsumate, tot ce-a zis el, tot ce v-am zis acum, în principiu arată că motocicliștii nu știu să conducă. Nu anticipează, nu se uită la drum, nu sunt curioși, au impresia că, mamă, în ce șmecheri să iei ca un motor. E bine, pățești, nu. Pățești și anume nu e așa. Dacă ești pe motor, nu înseamnă că e Superman. Motorul nu-i făcut ca să impresioneze gagici. Motorul nu-i făcut ca să faci tu pe șmecherul natural. Și nu înțeleg de ce ai vrea să faci pe șmecherul natural, că faci pe șmecherul natural cu viața ta, cu motorul tău, cu banii tăi și așa mai departe. Evident, pe unii doar cam în vârful, și anume care este de bani, că poate că le lua părinții motorul, nu lucrează pentru motor, nu fac ei eforturi ca să plătească rate sau să lucreze, să iau un salar. Deci, probabil că de-aia nu interesează și consideră că pana mea, se strică ăsta mea, altul și tot așa. A? Nu toți sunt în situația asta. Acum parcă regret că mi-am luat pantalon scurs, că deja s-a încălzit cadrul atât de tare încât mă arde. Și evident că de aici se naște întrebarea, păi da, dar dacă tu ai idei de astea așa retrograde despre șofat și bike-uri și nu știu ce, de ce ți-a luat motor de 1000? Pentru că îmi place în pula mea. Da? Pentru că îmi place poziția pe el, pentru că îmi place cum arată, pentru că îmi place cum merge. Nu o să respect niciodată legile de circulație, nu vă stresați, adică oricum multe dintre ele sunt aberante. Pe bucăți vreau să zic, nu în general. În unele locuri sunt făcute aiurea și gândite aiurea și nu funcționează cum trebuie. Dar asta este un alt subiect. Subiectul ăsta fiind despre de ce cad motocicliștii. Serios? Da, uite. De asta cad motocicliștii. Și în principiu, pentru că dacă erai tu șmecher natural, aici nu te uitai. Că de ce să te uiți? Pentru că nu te aștepți ca proasta de la volan să facă chestia asta. Numai că aici greșești.
trebuie să te aștepți ca prostul ăsta să treacă pe banda asta, pentru că se poate întâmpla. Și în permanență să ai în minte faptul că un cretin de ăsta, o proastă, cum era aia, calcă pe drumul tău. De ce? Că nu știu, să uită la Facebook, face ceva, mă rog. Și intră pe banda ta. Da? Probabil că dacă nu-i proastă, poate că, nu știu, o prinde un cârcel, o... nu știu. Se întâmplă ceva de genul ăsta. Da? Și se rupe, pușcă o roată, nu mai controlează mașina. Se întâmplă chestii. Chestii care... voluntare sau involuntare, deși majoritatea, hai să fim serioși, sunt voluntare, adică ăștia sunt niște cretini, în mod voluntar. Mersi. Ba, nu asta contează. Contează că până la urmă se poate întâmpla pe drum o groază de chestii și dacă nu ești pregătit mental să gândești pericolele, o să cazi, o să ai accident și așa mai departe. Aia când merg pe pistă, în primul rând aia știu foarte bine pe unde merg. Deci știu foarte bine pe unde merg. Eu știu pista, știu fiecare curbă, știu unde apex-ul, știu ce viteză trebuie să aibă, știu toate chestiile astea, pentru că ce să vezi unul la mână, că mulți dintre ei fac asta de ani de zile și s-au dat pe pista aia de nenumărate ori. Iar a doua este că în funcție de cum se comportă motocicleta în weekendul ăla, fiecare își ajustează datele. Super, bravo! Mâncamea spula! Fiindcă trec așa cu durere în pulă, liniștit, relaxat, hai să trecem, da ce ai? Da? Deci își ajustează fiecare datele și cum merge și ce trebuie să facă în funcție de cum îți cauciucruie, de cum e temperatura, de cum îți o groază de factori de genul ăsta și știu pe de rost fiecare curbă, fiecare viteză, fiecare colțișor, dacă e de depășit, unde se poate depăși, dacă e de băgat pe interior, pe unde se poate și așa mai departe. Toate chestiile astea. Ei, tu, da? Indiferent cum ai vrea să iei, să zici, nu știu, cum sunt ăștia la Brașov, da? E drumul de Poiană, toată lumea merge pe acolo, toată lumea știe. Cum sunt ăștia la Zalău, îi meseșul, toată lumea știe, toată lumea a mers pe el, toți motocicliștii pe acolo se dau. Nu are, să zicem, 100.000 de curbe să nu le ții minte. Probabil că le ții minte, probabil că te-ai obișnuit cu ele, cred că m-am obișnuit cu ele și eu, care nu stau în Zalău. Da? Și atunci, e normal să ai impresia într-un fel că tu poți să fii rosi. Ei, ce să vezi, nu poți să fii rosi. Pentru că pe mese nu circulă numai motocicliști, circulă și mașini care mai duc cât nisip sau nu știu ce, mai scapă motorină pe jos, mai le curge uleiul din baie, mai chestii de genul ăsta. Și pățești! Da, că-i fuți o trântă de nu-i adevărat. Ca să nu mai vorbim de faptul că motocicleta ta nu e pregătită să ia curbe cum ia Rossi cu motocicleta lui. Dar oricare altul de acolo. Că nu-i pregătită, că nu ai cauciucuri, că n-ai avut bani să-ți iei, că nu ți-ai făcut frânele cum trebuie, că nu te-ai mai interesat și chestii de genul ăsta.
Și normal că în momentul ăla pot să apară tot felul de probleme. Probleme pe care, dacă nu credeai că ești pe pistă, probabil le evitai. Mergeai mai încet, nu te riscai la chestii și ajungeai la destinație. Că în principiu cam despre asta e vorba. Hai să ajungem întregi la destinație. Eu așa consider că despre asta e motociclismul. Anastia! Numai un pic așa. Sper. Ce? Sper, da. Pare bine. Da. Hashtag for deep fireblade, Gava sexy, Seme bike life, Omnia nihil. Așa nu-mi place să merg în coloană, chestia asta cu mers în coloană mă enervează maxim. Trebuie să fii foarte atent la aia din față, la drum, la... Să te uiți la primul, să vezi când intenționează să freneze, că toată coloana va frena în spatele lui. Bike life, Omnia nihil. Așadar, plecăm de la înmormântare. Oricum am stat prea mult aici.
ce mergem să ne uităm la MotoGP. Adică sper că despre asta e ideea. Că momentul a fost bine ales cu de ce cad motocicliștii și în mormântări. Asta nu a fost o înmormântare de motociclist neapărat, ci tata unui coleg motociclist a murit. Iar ideea la care rămăsesem este că, da, motocicliștii nu prea știu să conducă. Nu prea știu să conducă și ăsta e până la urmă motivul principal pentru care se cade. Nu înțeleg conceptul de counter-steering, nu înțeleg când să tragă de gaz, când să pună frână, când să lase ambreiajul, când să schimbe viteza și cum să schimbe. Consider că astea sunt cauzele principale pentru care se cade. Dincolo de astea sunt întâmplările nefericite care apar uneori pe drum, când ne întâlnim cu tot felul de ciudați și de chestii ciudate. Dar și din astea multe ar putea fi evitate dacă am ști cum să facem chestia asta cu condusul. Din păcate, ai nevoie de tot felul de școli pentru tot felul de lucruri care nu au așa o mare importanță. Însă, uite că oricine, după câteva ore, poate să conducă o tonă jumate cu 150 pe oră sau 180 de kg cu 300 pe oră. Pentru că asta e, așa se întâmplă, așa-s legile. Și mi se pare ciudat ca după aia să ne plângem că bă, uite, am căzut și nu știu ce. Ai căzut din prostia ta. A? Acum dacă mă apuc să accelerez pe aici, o să cad din prostia mea. Pentru că nu trebuie să fiu ceva geniu ca să-mi dau seama că piatra asta cubică e extrem de fină. Sunt ca niște bucăți de sticlă. Oricât de cald s-ar fi cauciucul și orice cauciuc ai avea, aderența tot e slabă. Deci, nu accelera acolo. Ăstea nu s-ar hotărât pe ce parte să margă. Și ăsta e motivul pentru care în principal cădem. Că nu suntem în stare să ne gândim ce facem atunci când conducem. Și școala de categoria A, indiferent care, se face cum se face, nu se pune, cred că, deloc accentul pe ce ar trebui să se pună,
Așa cum se face de fapt și școala de categoria B, sau mă rog, nu se pune deloc accentul pe ce ar trebui să se pună. Și asta e motivul pentru care oamenii nu știu să conducă, să urcă pe motor și după aceea au surprize. Și surprizele astea nu sunt totdeauna bune. Și nu o să fie niciodată bune până când nu învățăm. Dacă n-am căzut până acum, este pentru că în principiu nu ne-am întâlnit cu o situație nasoală. Acolo e trecerea, știi? Dar s-ar putea să ne întâlnim cu o situație nasoală și atunci, pățește, nu mai merg lucrurile cum ar trebui. Hai de fosăritura aia fără mâini. Fucking boss, man. Asta e. Ulei, apă, chestii pe pământ. Frumos. Și da, toți ne lăsăm un pic în mâna acestor motociclete care ele nu știu să conducă, ele ascultă de principiile fizice. Noi trebuie să le conducem. Noi trebuie să știm când schimbăm, când, unde schimbăm, ce facem, cum facem și tot așa. Dar dacă noi nu știm ce se face și cum se face, atunci nu o să reușim să ieșim bine dintr-o situație. Situațiile apar. Așa că recomandarea mea este în primul rând să mergeți încet, să vă obișnuiți cu motorul, cu echilibrul motorului, cu frâna, cu puterea. Și în momentul în care știți chestiile astea, să începeți să faceți teste. Prima dată la o viteză mai mică, după aceea din ce în ce mai mare și tot așa. Altfel nu o să vă cunoașteți motorul și nu o să ajungeți să puteți să lucrați cu el cum ar trebui să lucrați cu el. Serios! Mersi, spor la treabă! Ca pe tot locul în lumea asta, discuțiile sunt Rossi contra Marquez. Care cu unul, care cu altul și așa mai departe. La Liga, Dick Hay ăsta. Vedem ce dracu e aici.
Cowboy Deep Fireblade, Cava Sexy, Seme Bike Life, Omnia Nihil.